Am experimentat dureri de cap, amurțele ale mâinilor sau stări de amețeală. Dacă aceste simptome persistă, sunt însoțite de tulburări de vedere sau de concentrare, de afectare echilibrului, sunt semne care ne conduc spre medicul neurolog. Ce boli pot anunța, ne spune invitatul meu de astăzi, e domnul dr. Ovidiu Grămescu, medic primar neurochirurgie. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! Când ar trebui să ne prezentăm la medic? Este evident că nu o să o facem după o durere de cap sau după mai multe astfel de episoade. Da, dacă durerea de cap, cefalea, cum se numește în termeni medicali, persistă, e bine să fie investigată, pentru că pot să fie multiple cauze ale acestei cefalei. De exemplu, o sinuzită sau, din punctul meu de vedere, sinuzită sau, mă rog, migrene, fel de probleme care pot să apară. Din punct de vedere neurochirurgical, specialitatea mea, poate să fie declanșată această durere de cap, această cefalee, de o tumoră cerebrală sau de un hematom, de malformații care se pot rupe, anevrisme cerebrale. Bănesc că examenul clinic nu este suficient pentru a pune astfel de diagnostice și este nevoie de investigații. Sigur că da, acum sunt investigații foarte bune, computer tomograf sau RMN. Care dintre ele este indicat sau care pentru ce caz? Computerul tomograf este metoda de primă elecție în traumatisme, în hematoamele cerebrale, intracerebrale sau posttraumatice, iar RMN-ul este mai bun în tumorile cerebrale, malformațiile, problemele mai definețe ale creierului. Este mai specific RMN-ul, rezonanța magnetică nucleară. CT-ul practic ne-ar duce cu diagnosticul spre zona ORL, spre zona de sinuzită? Nu neapărat, nu. Poate să CT-ul ca și RMN-ul pot să evidențieze unde sunt leziunile. Pot să fie cerebrale, poate să fie în sfera ORL, deci poate să fie dureri de cap în zona occipitală, poate să fie date și de patologia spinală cervicală, de exemplu, nu neapărat. Deci sunt mai multe segmente care pot să determine dureri de cap. Da. Ce ar trebui să ne îngrijoreze și să ne trimită la medic? Episoadele dese de durere de cap sau intensitatea pe care o avem și una a durerii? Și alta. Și una și alta, dar de obicei durerea de cap poate să fie datorată și unei oboseli și dacă nu persistă și trece, nu trebuie neapărat să mergi la medic. Dar dacă durerea de cap persistă, se repetă, atunci trebuie să iei niște măsuri. Și prima măsură este să mergi la un medic care este de specialitate și el îți spune mai departe ce e de făcut. Ce presupun amorțeala, furnicăturile în mâini? Parestezile, cum se denumesc medical, în mâini pot să fie date în special de patologia spinală vertebrală, cervicală. Patologia spinală cervicală. Poate să fie hernie de disc, poate să fie tumori, poate să fie traumatisme. De asemenea, poate să fie dată și de probleme cerebrale. Când apar în anumite zone ale creierului care sunt responsabile de sensibilitate, și apar tumori sau alte malformații, anevrisme, hemoragii, atunci pot să declanșeze aceste parestezii la nivelul membrelor. Ce alte simptome are un anevrism sau un accident vascular cerebral? Și de ce vă întreb acest lucru? Pentru că acelea sunt clar situații de urgență, când pacientul trebuie să apeleze numărul de urgență și să meargă la un medic, nu să mai aștepte. Cum le recunoaștem, practic? O malformație ruptă poate să aibă diverse grade ale simptomatologiei. Sunt niște scări specifice medicale. Poate să fie o simplă durere de cap, o cefalee, sau poate să meargă până la exitus, până la comă profundă și deces. Când e cu hemoragie enormă, uriașă, cu invadarea sistemului ventricular, cu invazie, cu erupție în sistemul ventricular, care este cavitatea centrală a creierului. Și simptomatologia depinde și de zona unde se rupe anevrismul. Dacă e zona motorie, ai deficit motor pe partea controlaterală. Dacă este zona vorbirii la oamenii dreptaci, frontala, porțiunea frontală din partea stângă, atunci nu vorbește pacientul respectiv. Dacă este zona occipitală, are probleme de vizuale. Deci depinde de localizarea patologiei cerebrale. Și toate acestea sunt situații de urgență? Da. Tot ce e neurochirurgie și cap și aceste probleme acute, astea sunt situații de urgență. Trebuie investigate rapid și luate măsuri. Cât contează stilul de viață pentru prevenția acestor afecțiuni? Contează enorm stilul de viață. Adică să ai un echilibru între muncă, între relaxare și între repaus. Asta e
o normă care nu întotdeauna e îndeplinită. E valabilă acea regulă cu 8 ore, 8 ore, da, 8 ore? Eu cred în teoretic, continuare. Teoretic, da. Să încerci și practic să o pui în aplicare, pentru că altfel se adună în timp. Poți să muncești o noapte întreagă, cum stăteam noi în gărzi, sau stăm în gărzi în continuare. Când eram mai tineri, stăteam mai mult. Acum stăm și acum, dar... și asta duce la un moment dat la o supra-solicitare. Supra-solicitarea asta nu e bună pentru niciun organ al organismului, dar pentru creier se acumulează în plus. Și atunci o malformație care este congenitală de obicei, din naștere, pe care nu știi dacă o ai sau nu o ai, poate să declanșeze complicații din cauza supra-solicitării fizice, psihice, fumatul, alcoolul în exces, munca în exces poate să ducă. Bine, acum nici să stai toată ziua să nu faci nimic, nici asta nu e sănătos. Niciun exces nu este bun, nu? Indiferent de partea pe care se apel. Absolut. Domnule doctor, vă mulțumesc mult pentru prezența și pentru informațiile pe care le-ați oferit.